preasfințitul părinte Gurie a fost condus pe ultimul drum de aproape jumătate din membrii Sfântului Sinod. La slujba impresionantă din Catedrala Episcopală din Deva au participat, alături de zeci de preoți, călugări și monahi, mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Sute de credincioși au asistat fie din interiorul catedralei, fie din afara ei, unde au fost instalate monitoare la slujba de înmormântare. Preasfințitul Gurie a condus Episcopia Devei și Hunedoarei timp de 12 ani, fiind primul episcop al județului Hunedoara după 1990. Episcopul Devei și Hunedoarei, Gurie, a murit joi la Deva, în urma unui stop cardiorespirator, el având plămânii afectați în proporție de 85% din cauza infecției cu SARS-CoV-2, deși era vaccinat din luna iunie cu doza unică Johnson & Johnson. Decesul a survenit în timpul procedurilor de transfer al bolnavului la un elicopter care ar fi urmat să-l transporte la Spitalul Județean din Târgu Mureș. Părintele episcop Gurie a fost internat vineri, 8 octombrie, la Spitalul Județean din Deva, fiind transferat ulterior la secția ATI. Starea sa de sănătate s-a agravat în cursul acestei săptămâni, motiv pentru care a fost intubat în urmă cu câteva zile. La ultima evaluare la tomograf s-a concluzionat că plămânii bolnavului au fost afectați în proporție de 85%, a precizat directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Deva, dr. Lucian Miron. Episcopul Devei și Hunedoarei, Gurie, ar fi urmat să împlinească 53 de ani în luna decembrie acestui an.
așa ceva. La lansarea serii Trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Gurie, episcopul Devei și al Hunedoarei, a fost așezat în Catedrala Episcopală din Deva, acolo unde, în urmă cu aproape 12 ani, preasfinția sa era întronizat ca primul episcop al nou înființatei eparhii hunedorene. Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfinției sale a fost întâmpinat de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, dar și de preasfințitul părinte Nestor Hunedoreanul, precum și de preoții, monahii și credincioșii pe care i-a iubit și prețuit atât de mult. La așezarea trupului în Catedrala Episcopală s-a săvârșit o slujbă de pomenire, după care cei doi ierarhi au rostit scurte cuvinte de mângâiere pentru clerul și poporul drept credincios hunedorean. De la ora 20:30 a fost oficiată slujba prohodului de către preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, și de preasfințitul părinte Nestor Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. Vineri seară, începând cu ora 19, se săvârșește slujba de priveghi. Înmormântarea preasfințitului părinte episcop Gurie se va oficia sâmbătă, 23 octombrie, începând cu ora 12, după săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, care începe la ora 9:30. Pe tot parcursul acestor zile se va rosti rugăciunea neîncetată pentru sufletul blând al arhipăstorului hunedorean plecat la Domnul, iar cei care doresc se pot reculege la căpătâiul său până în ziua înmormântării. Preasfințitul Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, infectat cu COVID-19, a murit. El se afla internat la terapie intensivă în Spitalul Județean din Deva. De vineri, 8 octombrie, a fost internat la spital, în urma infectării cu SARS-CoV-2. A doua zi, pacientul în vârstă de 53 de ani a fost transferat la secția de anestezie și terapie intensivă, unde se afla și în momentul decesului. Plămânii au fost afectați de virus în procent de aproape 70%. În această dimineață s-a încercat transferul acestuia la Târgu Mureș cu un elicopter, doar că acest lucru nu a mai fost posibil. Dumnezeu să-l odihnească!
cu regret și adâncă durere în suflet, dar și cu multă nădejde în mila și mângâierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștință slujitorilor Sfintelor Altare, a viețuitorilor din mănăstiri și a tuturor credincioșilor din Episcopia Devei și Hunedoarei, că preasfințitul Părinte Episcop Gurie a trecut la cele veșnice în urma unui stop cardiorespirator, astăzi 21 octombrie 2021. În ziua de pomenire a Sfinților Mărturisitori Ardeleni, se arată într-un mesaj postat pe site-ul Episcopiei Devei. Slujba înmormântării va avea loc sâmbătă în Catedrala Episcopală din Deva. El a condus Episcopia Devei și Hunedoarei din anul 2009, de la înființare. Potrivit Basilica.ro, ierarhul s-a născut în 31 decembrie 1968 în localitatea Huța, Chiuiești, județul Cluj, din părinții Teodor și Maria Georgiu. La botez a primit numele Grigorie. A urmat școala generală cu clasele 1-4 din satul natal și clasele 5-8 la Liceul Pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca, între 1976 și 1984, apoi Liceul Traian Vuia din Cluj-Napoca, până în 1988, a urmat Seminarul Teologic din Craiova, din 1988 până în 1992, apoi Facultatea de Teologie din Craiova, între 1992 și 1996, unde și-a luat și licența. Este hirotonit ierodiacon în februarie 1990 și ieromonah în 92. Ecleziar al Catedralei Mitropolitane din Craiova între 1992 și 1996. Hirotesit protosinghel în iulie 1996, apoi arhimandrit în 2001. Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei între martie 2000 și august 2001. În luna iulie a anului 2001 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, iar câteva săptămâni mai târziu hirotonit arhiereu cu titlul Strehăianul și instalat la 5 august 2001. În urma înființării Episcopiei Devei și Hunedoarei, în 29 octombrie 2009, a fost ales episcop titular al acesteia și înscăunat la Deva pe 29 noiembrie același an. Cât a fost la studii în Italia, a înființat comunitățile ortodoxe române din Padova, Pordenone, Treviso și Verona. A editat publicația lunară Lumină Lină a parohiei din Padova. A publicat diferite articole în presa religioasă din Italia, Oriente Cristiano, Difesa del Popolo, Il Gazzettino, Portavoce, dar și în reviste din țară. Deși nu este o zi de sărbătoare, și nici duminică, este o zi încărcată de binecuvântare și de bucurie și de lumină. Ce bucurie mai mare poate să aibă sufletul decât aceea de a se împărtăși din darurile lui Dumnezeu, din darurile Duhului Sfânt. Și noi astăzi ne-am împărtășit din aceste daruri participând la Sfânta Liturghie săvârșită aici de un sobor de arhierei și preoți condus de înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ziua aceasta o să rămână în mințile noastre, o să rămână în sufletele noastre multă vreme, pentru că a venit din cetatea Clujului întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe și mitropolitul nostru. Bucuria aceasta aș vrea să o trăiți cât mai multă vreme, așa cum trăiți bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu întâmplător am spus că pentru satul acesta ziua de astăzi este ca ziua învierii, ca praznicul învierii. Și praznicul învierii îl trăim cu adevărat dacă înțelegem semnificația lui,
Dacă înțelegem dragostea imensă a lui Dumnezeu arătată neamului omenesc. Dumnezeu care s-a făcut om, a luat trup precum trupurile noastre și a primit să moară pe cruce pentru mântuirea noastră. Dacă nu înțelegem lucrul acesta și dacă nu ne ridicăm la înălțimea acestui praznic, chiar și ziua de Paște poate să rămână doar o sărbătoare înscrisă în calendarele noastre. Doar și în același timp, dacă nu trăim cu adevărat evenimentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, poate să rămână doar un moment de întâlnire a fraților, de a lua masa împreună, de a se bucura prietenii, vecinii, cunoscuții, dar rămâne la același nivel, la acel nivel pământesc. Evenimentul învierii trebuie să-l trăim în fiecare clipă. În primele veacuri, creștinii trăiau acest eveniment extrem de intens. Își dădeau sărutarea păcii în timpul liturghiei, semn care n-a mai rămas decât între preoți. Ați văzut și astăzi cum preoții s-au îmbrățișat salutându-se cu salutul frumos, minunat, Hristos în mijlocul nostru. Acest eveniment al învierii să-l trăim cu bucurie sfântă și din inimile noastre să facem să răsară pacea, lumina, buna înțelegere, dragostea.